Echipele municipalității au intervenit marți dimineață în cartierul Baba Novac pentru amenajarea unei artere de circulație care este făcută de la zero. Chiar acum, echipele municipalității lucrează pentru a reabilita asfaltul de pe strada Scheia. Ne-am mutat într-o altă zonă a orașului Constanța, pe bulevardul Mamaia. Aici muncitorii au pus pavele moderne și borduri noi pe tronsonul cuprins între strada Mircea cel Bătrân și strada Nicolae Iorga. Unii constanțeni spun că lucrările sunt binevenite. E frumos, numai se bagă peste tot, nu mai e porțuri așa. Foarte bine, dar trebuie să facă până acolo. Asta e pentru stații de autobuz. Și foarte bine ce am făcut aici. Sunt și constanțeni care cred că unele lucrări nu erau necesare și că în orașul Constanța sunt alte străzi și trotuare care au nevoie de reabilitare. Nu știu, foarte bine. Mie mi-era indiferent, puteam să mergi așa. Puteam merge și așa. Dar chiar nu știu ce rost, că acum am întrebat ce rost are, zic, ce face dumnealui acolo. Săptămâna aceasta se va reabilita și infrastructura rutieră pe tronsonul delimitat de străzile Progresului și Pandurului. Carosabilul va fi decopertat pentru a fi recondiționat cu asfalt, iar simultan se va interveni și asupra trotuarelor. De asemenea, pe Aleea Lupeni se vor reamenaja căile de acces către blocuri, iar în zona Dacia se vor moderniza trotuarele. Șoferii și pietonii sunt rugați să fie atenți și să respecte toate indicatoarele rutiere acolo unde acestea sunt amplasate.